Din nou direct cu sala sporturilor din Brăila la pauză. Corona Brașov conduce Dunărea Brăila cu 15-14. O primă repriză dominată în etape de Corona Brașov, apoi Dunărea Brăila a contrat cu perioade de revenire. Pe finalul reprizei a avut la un moment dat om în plus Dunărea Brăila, însă au venit două greșeli și două eliminări pe care le-au primit fetele antrenate de Florentin Pera. De aceea, în acest moment, Corona are doi oameni în plus. Reușesc să mențină mingea în atac, a aruncat Cristina Gheorghe, a apărat Hosu, aproape să înscrie în 4 contra 6 jucătoarele Brașovului. Iată și galeria Brașovului, am senzația. Brăila era aproape să înscrie, Șteriova, amenințare de joc pasiv. Țeții aruncă de la distanță, apără din nou Daciana Hosu. Pot grăbi puțin atacul jucătoarele Brașovului, pentru că au două jucătoare în plus. Încă 20 de secunde de dublă superioritate pentru Corona. Loj în centru, Daria Bucur în interdreapta. Loj, gol marcat de Tiron, cea mai bună jucătoare din prima repriză, Bianca Tiron. Cred că este al 5-lea gol pe care îl marchează Bianca Tiron. Corona conduce cu 16-14. Bianca Tiron, fostă jucătoare la Dunărea Brăila, vicecampioana României în sezonul trecut. Corban în centru, Șteriova, Corban, Gheorghe, Corban, Craiu, Șteriova încearcă să o angajeze din prima pe Craiu. S-au apărat bine brașovencele. Veste importantă de la Rabat. Raluca Olaru a câștigat turneul de dublu din capitala Marocului, alături de Rusoica Blinkova. Asta după ce astăzi a reușit Mihaela Burzărnescu calificarea în finala turneului de la Praga. Acolo o va întâlni pe celebra Petra Kvitova. Finala va fi mâine pe DigiSport 2 de la ora 12. După această partidă urmează știri și un meci din Liga Amiens-PSG. Mâine de la ora 18 pe DigiSport 1 Cristian San Seceme Craiova. Pe DigiSport 2 cele două semifinale de Champions League din polivalentă la volei. Gheorghe, Șteriova, 9 metri, a fost eliminată ceva mai devreme Teodora Bloj. Corban aruncă de la distanță în blocajul brașovencelor, care pleacă pe contraatac și ce paradă! Din păcate însă se accidentează Medvedova, a fost lovită în cap de aruncarea Andrei Chiricuță. Își va reveni portarul Dunării Brăila. Acesta este ratarea brăilencelor, contraatacul. Chiricuță aruncă fix în capul portarului. Adriana Medvedova. Medvedova, spuneam, 25 de ani, e slovacă, 1,84, venită de la Juventa Mihalovce, 3 titluri în Slovacia internațională. Andreea Chiricuță, 24 de ani, 1,66 m, născută la Buzău, a mai jucat la Ploiești și la Galați. Și ea internațională a României. Și Sorina Târcă, de exemplu. Sorina a făcut parte din lotul România și jucat
pentru naționala noastră la ultimul campionat mondial. Șterioba aruncă la brațele portarului, încă o paradă bună a Dacianei Hosu. Minutul 4, 16 la 14, săptămâna viitoare, Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapesta. În prima semifinală, CSM București întâlnește Gheorghe. Cea de-a doua semifinală, Rostov cu Vardar, va fi arbitrată de arbitrele de astăzi, Tuță și Florescu. Diana Florescu împlinește chiar astăzi 40 de ani. Aruncare de la 9 metri, spunem la mulți ani, evident, din partea echipei DigiSport. Și multă inspirație, atât astăzi cât și săptămâna viitoare. Gol marcat de Corona Brașov, Chiricuță reușește dintr-o poziție mult mai grea să o învingă pe Medvedova. Parcă era un pic amețită încă Adriana Medvedova. Foarte bună în viteză combinația brăilencelor. Gol marcat de Ana Maria Berescu. Ajunge și ea la al patrulea gol, cred, sau chiar al cincilea în această partidă. Cam așa s-a desfășurat tot meciul, o veșnică cursă de urmărire a Dunării Brăila. Corona, echipa mai inspirată, chiar dacă are un adevărat complex în fața Dunării Brăila. Spuneam, a pierdut ultimele 5 meciuri. Gol marcat de Daria Bucur. Dar toate meciurile au fost strânse. Acum sunt 3 goluri avans pentru Corona Brașov. Diana Druțu-Munteanu reușește să înscrie, fostă jucătoare a Coronei, Diana Druțu. Spuneam de fetele care au plecat de la Brăila vara trecută. Ei bine, multă lume a plecat și de la Corona Brașov. Jucătoare importante precum Denisa Dedu, la Siofoc, Andreea Pricopi joacă mâine în finala Cupei HF cu SCM Craiova, Adriana Țăcălie Crăciun în Franța la Fleury, Nicoleta Dincă la Bistrița, Oana Bondar la Minaur, Ana Maria Berbece la Universitatea Cluj, Carmen Cartaș s-a retras în acest an, în fine, temporar, pentru că a rămas însărcinată. Mihaela Briscan, Cintia Tomescu a plecat în timpul sezonului, în acest an, dacă nu mă înșel, la Măgura Cisnădie. De asemenea, Mihaela Tivadar, Anișoara Marcu. Retrase din activitate. Atac succesiv până la Berescu. Din nou un gol super, boltă pentru Ana Maria Berescu. Atacuri în viteză propuse de Dunărea Brăila. Se creează decalajul în extreme. Berescu foarte inspirată. Corona conduce cu 19 la 17. Minutul 37 al meciului. Târcă în centru. Târcă, o pasă pentru keeper. Încearcă o combinație ciuciulete. Încercat să-i paseze pentru Aeriană. S-au apărat însă brăilencele și acum gol marcat de Alina Țeții. Cât de aproape a fost de o greșeală Alina Țeții vântul, dar a fost foarte atentă și rapidă în mișcări pentru a avea această execuție finală. Bucur aruncă și înscrie. Colțul lung, nicio șansă. O intervenție reușită a portarului Adriana Medvedova. Daria Bucur. Ușor a fost lăsată să arunce. Și o jucătoare care are o aruncare foarte bună. Procedeu curat. Daria Bucur, 18 ani, spuneam, jucătoare înaltă, 1.80. Jucătoare născută la Constanța. Excelentă pasa Șteriopei pentru Craiu. A ratat Florentina Craiu. Târcă cu o pasă excelentă pentru Ciuciulete, care înscrie. De la 19-18 se face 21-18, acum 21-19. Gol marcat de Țeții Vutu. În formă cele două extreme ale Dunării Brăila.
Vâtu, 122 de goluri, cea mai bună marcatoare a Dunării înaintea acestei partide. Ilina, a doua marcatoare, 57 de goluri, lipsește, am văzut-o pe bancă lângă antrenorul Florentin Pera. Mâine va începe pe canalele Digi Sport și Digi Sport 2 și Digi Sport 3 turneul WTA de la Madrid, patronat de Ion Țiriac. Medvedova a reușit mai devreme o intervenție la aruncarea Dariei Bucur. Calmează Șteriova. Au șansă să vină din nou la un gol brăilencele. În centru este Diana Axinte, 22 de ani, jucătoare născută chiar la Brăila. Deanu, pautată de Tiron, 9 metri. Șteriova. Zeti, o acțiune excelentă, obține aruncare de la 7 metri, faultată de keeper. Primește și o eliminare de 2 minute Laura Keeper. Excelentă acțiune a Alinei Zeti Vutu. Surprinsă Laura Keeper pe călcâie. Apoi o faultează decisiv și primește și eliminare de 2 minute, schimbare de portar la Corona Brașov, a intrat Ana Maria Mârcă Olariu. Jucător portar cu imensă experiență, 34 de ani. A mai jucat la Roma, Târgu Mureș, Tenerife și Gijón în Spania. Vântu execută aruncarea de la 7 metri. Superb golul marcat de Alina Vântu. Aruncare liftată cu efect. Din cadrul pe care l-am avut mai devreme, am fi zis că mingea se duce peste poartă, dar execuția Alinei Vutu a fost cât se poate de sigură. Din nou un gol pentru Corona Brașov, care este și în inferioritate. Bucur. Tiron pentru Ciuciulete. Nu mai apucă să amenințe poarta. Ar fi putut obține o aruncare de la 7 metri. Așa este, 9 metri. Sta bine pe picioare Axinte. Ați văzut-o pe Gianna Ilina. Nu este trecută pe foaie, nu poate juca. În imagine, antrenorul Coronei, Dragoș Dobrescu. Sorina Turcă în centru. Tiron vine lansată. Încă o parată Adrianei Medvedova. Tiron se retrage mai greu în apărare, dar ajunge acolo. Locul lui în apărare era necesar în condițiile în care au o jucătoare mai puțin brașovencele. Șteriova, Axinte, Munteanu, Berescu. Munteanu pentru Craiu, apără extraordinar Mârcă Olariu. A avut noroc, n-a știut unde s-a dus mingea, care putea ajunge cu noroc în poartă, dar s-a dus pe lângă poartă. Excelentă parada Anei Maria Mârcă Olariu. Jucătoare născută la Brașov, 1,78 m are portarul Coronei. Ciuciulete, gol Tiron, superb. Paravan pe care l-a făcut foarte bine Ciuciulete. Munteanu, Axinte, Șteriova. Munteanu, blocată de Ciuciulete. Bună apărătoare Georgiana Ciuciulete, fostul capitan al Zalăului. Șteriova aruncă fără probleme pentru Mârcă Olariu. Obține aruncare de la 7 metri Șteriova, cu eliminarea Biancăi Tiron. A urmărit Șteriova, a recuperat, a fost împinsă de Tiron, 7 metri. Ia să vedem o reluare. Șteriova urmărește. Ce au considerat arbitrele?
Bianca Tiron. Posibil să fi sărit din semicerc. Mi se pare cea mai clară din decizii. Gol marcat de Alina Țeții Vâtu. Golăzunărea Alina Vâtu. Corona conduce cu 22-21. Are atacul. Inferioritate. Medvedova. Colegii mei anticipează o nouă paradă importantă a portarului slovac. Bucur! Apără Medvedova! Asta da inspirație. Adriana Medvedova. Dunărea poate egala la această fază. Are nevoie de sprijinul suporterilor. Aruncă peste poartă, dar obține aruncare de la 7 metri. Corban. Jucătoare dată prea ușor, probabil, la o parte din lotul Coronei Brașov, pusă pe picioare la Dunărea Brăila de antrenorul Florentin Pera. Mârcă schimbată de Hosu, schimb al generațiilor. Mârcă, 34 de ani, Hosu 20. Se semnalează ceva de la masa oficială, celor două arbitre, incredibil, eliminare de 2 minute pentru Corona Brașov, schimbare greșită la portar. Nu este de acord Mârcă, nu, Chiricuță, iată, primește eliminarea de 2 minute. Dublă eliminare pentru Corona Brașov. Dunărea Brăila are și aruncare de la 7 metri și posibilitatea să egaleze. Hosu în poarta Coronei. Vâtu execută. Probabil continuă protestele. Vâtu înscrie. 22-22, minutul 44. Important al Coronei, keeper extraordinar, ratează însă Sorina Târcă, au ajuns în poziție de finalizare, dar Medvedova din nou excelentă în poarta Brăilei. De remarcat însă că în 4 contra 6 jucătoarele Coronei s-au descurcat minunat. Atac al Dunării Brăila, care poate conduce prima oară în această partidă. Axinte, o pasă greșită a Danielei Corban. Incredibil, încă 10 secunde de dublă inferioritate. Iese la schimbare Mârcă. A intrat keeper și acum Tiron. Joacă fără portar antrenorul Dragoș Dobrescu. Cere timeout acum. Suntem la jumătatea reprizei a doua. Nu uitați, după această partidă, știri și meciul din Liga MPSG mâine de la ora 18 pe Digi Sport 1, Cristian Sand cu SCM Craiova. Mâine de la ora 12 pe Digi Sport 2, finala de la Praga, Mihaela Buzărnescu împotriva Petrei Vitova. Buzărnescu și ea sărbătorită a zilei, ca și Diana Florescu. Cele două semifinale de Champions League la volei din polivalentă de la 16 Coneliano Vakıf Bank Istanbul, finala de anul trecut, de la ora 19 Alba Blaj Galatasaray. Tot mâine începe turneul WTA de la Madrid, printre meciuri și debutul Irinei Begu împotriva Elenei Ostapenko. Alte două meciuri importante de handbal. Duminică de la 13:30 pe Digi Sport 4, Dunărea Călăraș, Dobrogea Sud, Constanța. Și mai ales luni de la ora 19 pe Digi Sport 3, meciul al doilea al semifinalei dintre CSM București și Steaua.
Săptămâna viitoare, Final Four-ul de la Budapesta, toate cele patru meciuri în direct pe canalele Digi Sport. Acum angajată din nou foarte bine Sorina Târcă. Reușesc până la urmă brașovencele să înscrie în inferioritate. Mai devreme ratase Sorina, acum a reușit să înscrie. Munteanu, gol! Aruncare puternică, a văzut mingea târziu Ana Maria Mârcă. A aruncat și de foarte aproape Diana Munteanu, 23 egal. Loj în centru, Bucur, Târcă, Loj, Târcă, aruncă și înscrie! Fantastică aruncarea Sorinei Târcă! Printre alte premii câștigate în cariera deocamdată scurtă a Sorinei Târcă, cea de golgheteră a campionatului european sub 18 ani, sub 17 ani, scuze. Cu asemenea calități și cu o îndrumare foarte bună din partea părinților, Mariana și Sorin Târcă, e imposibil să nu ajungă o mare jucătoare a României, Sorina Târcă. Iată din nou, aruncă de pe picioare și reușește să o învingă pe Medvedova. Elementul surpriză, dar și un plasament bun al aruncării. Corona Brașov conduce din nou cu 25-23. O armonică a fost rezultatul. Ne așteptăm să urmeze o nouă perioadă bună a Dunării Brăila. Trecută în stânga Diana Munteanu. Gheorghe Munteanu aruncă și înscrie. Superbă aruncarea Dianei Druțu Munteanu. Ce goluri a reușit în repriza a doua. Se dusese către schimbare, dar trimisă înapoi de Florentin Pera. Va face și apărare Diana Druțu Munteanu. Iată, chiar în centru acolo. Iese în față Axinte. Târcă în centru. Tiron. Bucur. O linie de 9 metri impozantă la Corona Brașov în aceste momente. Și ca vârstă, și ca talie. Tiron încearcă o depășire în fața ucrainencei Irina Șuțca. Aruncare de la 9 metri pentru Corona. Încă 12 minute din această partidă, pregătit să ceară time-out Florentin Pera. Gol marcat de Corona. Ciuciulete. Tiron, l-am auzit pe crainicul sării. Încă un gol pentru Tiron. Se apropie de cifra 10. Pară gol, ce aruncare! Festival de goluri frumoase această partidă. Parcă se simte faptul că cele două echipe joacă în acest moment fără apăsare, fără presiunea unui loc, în sus sau în jos. Dacă ar fi făcut-o așa de la începutul campionatului, și Brăila și Corona Brașov, probabil că ar fi avut în acest moment, ar fi stat mult mai bine în clasament. Am ascultat pe Florentin Pera, l-am văzut și pe Dragoș Dobrescu.
Corona Brașov, un meci foarte bun făcut, chiar în condițiile în care de la echipă lipsesc Eliza Buceschi, Camelia Hotea, Timea Tătar sau Cosmina Cosma. Buceschi, altfel, cea mai bună marcatoare a Coronei în campionat, 105 goluri. Atac al Dunării Brăila. Am vizat pe tinerețe Dobrescu și am văzut câteva goluri absolut superbe marcate de Tiron, care, în fine, deja este o certitudine de Bucur sau de Târcă. Arbitrele care vor conduce a doua semifinală a Ligii Campionilor, meciul dintre Rostov Don, echipă rusă patronată de un grec, și Vardar Skopje, echipă macedoneană patronată de un rus. Absinte Munteanu, apără Mârcă Olariu. Ciudată mi s-a părut pasivitatea din apărarea Marilenei Neagu. Trecut Munteanu foarte ușor pe lângă ea. Sorina Târcă angajează perfect pe Ciuciulete, care înscrie 27-24. Intrăm în ultimele 10 minute ale meciului. Brăila a câștigat ultimele 5 meciuri directe la un gol sau două goluri. Brașovul aproape să pună capăt acestei serii negative. Îngândurat Florentin Pera. Munteanu, faultată de Bucur, dublată de Târcă, 9 metri. Axinte, Munteanu, Gheorghe, ce aruncare frumoasă! Mai jucat la Rapid, la Sassari și la Esercito Roma, spuneam înainte de a veni la Brăila. Să nu uităm că la Dunărea Brăila nu joacă Geana Ilin, ați văzut-o accidentată, extrema Oana Cârstea, dar și Gabi Suci, care este însărcinată. Bucur, Neagu, ce pasă greșită, recuperează însă Chiricuță, total nemulțumită de faptul că Tiron n-a atacat imediat poarta. Neagu, faultată, 9 metri. Ce pasă greșită din partea Marilenei Neagu. Cu noroc a recuperat Chiricuță. Amenințare de joc pasiv. Tiron o angajează pe Târcă. Nu se dă nimic la această fază. N-a fost atinsă Sorina Târcă. Șteriova, Xinte, faultată de Neagu. Aruncare de la 9 metri pentru Dunărea Brăila. Brașovul, dacă va câștiga, va egala Romanul pe locurile 7-8 în Liga Națională, un punct în spatele Bistriței. Brăila va egala tocmai Corona Brașov. Munteanu, faultată, 9 metri. Spuneam, CSM București, campioană și matematic. 69 de puncte în acest moment. Munteanu, Gheorghe cu o pasă greșită pentru Berescu. Se enervează Ana Maria Berescu, dar nu mai poate schimba greșeala colegii sale, nici măcar nu o poate repara. Locul al doilea, Craiova, 49 de puncte. Locul al treilea, Cisnădie, 48 de puncte. Apoi pe 4, Vâlcea, 43 de puncte, pe 5, Zalău, 41 de puncte,
pe 6, Bistrița 39, Roman 36, pe 8, Corona 33, 9, Brăila 30, echipe lipsite de griji. Pe locul al 10-lea, un loc care oferă salvarea de la retrogradare fără baraj, gol marcat de Tiron acum, aruncare de pe picioare. Pe locul al 10-lea așadar Slatina, echipă care părea condamnată la un moment dat. 20 de puncte are Slatina la egalitate cu Universitatea Cluj. Clujul pe loc de baraj în acest moment, ca și Galațiul, 18 puncte. Pe locuri care duc în divizia, Slobozia, 17 puncte și Rapidul, 12 puncte. Mai sunt încă două etape în afară de aceasta. Reamintesc meciurile din etapa 24-a. CSM București, Zalău, 25-24. Roman, Vâlcea, Slobozia, Slatina, Galați, Universitatea Cluj, Cisnădie, Bistrița, Rapid, Craiova. Ultimele 6 minute din această întâlnire, golul devine vital pentru rămânerea în meci a Dunării Brăila. Blocată ușor Munteanu de Tiron, execută Șuțca, n-au prea folosit-o colegele sale în repriza a doua. Munteanu, faultată, 9 metri, pași în fault. Gheorghe Munteanu cearcă angajarea pivotului, dar o pasă greșită. Contraatac pentru Corona Brașov, gol marcat de Sorina Târcă. Foarte bună pasa a Teodorei Bloj. Nici o problemă pentru Sorina Târcă. Eficiență de peste 80% are Sorina Târcă. A avut câteva ratări în prima repriză. Ce pasă greșită, din nou contraatac. Târcă, gol, 30-25 și cel mai probabil va fi victorie pentru Corona Brașov. Foarte sigură pe ea Sorina Târcă, în ciuda vârstei, 19 ani. Daciana Hosu, 20 de ani, Bianca Tiron, 23, Laura Popa, 23, Daria Bucur, 18, Sorina Târcă, 19. Putem să revenim, așa și-a început time-out-ul Florentin Pera, va fi greu însă. Are și Brăila jucătoarele sale tinere, că tot vorbeam de cele de la Corona Brașov. Bianca Aron, dar n-a jucat, portarul de rezervă, 18 ani. Florentina Craiu, pivotul, a jucat, 21 de ani. Diana Axinte, Daniela Corban, două jucătoare din aceeași generație, 22 de ani. Ștefania Epureanu n-a jucat, are 19 ani. De acest atac depinde rămânerea în meci a Dunării Brăila. A faultat Axinte, a executat Țeții, care a intrat al doilea pivot. Gheorghe aruncă peste poartă și cred că este cam gata. Corona Brașov își va lua revanșa. După 5 înfrângeri în fața Dunării Brăila, reușește să câștige chiar pe terenul Dunării. Sigur, o victorie importantă pentru echipa lui Dragoș Dobrescu, dar care nu schimbă foarte mult lucrurile sau dezamăgirea unui sezon ratat. Aruncare de la 7 metri, eliminată Maria Șteriova, fostă jucătoare la Cometal Skopje, Prilep, Vardar Skopje. A jucat în Final Four-ul Ligii Campionilor din 2014. A mai jucat la Vaci Fervar, Folda, Norvegia și Kastamonu în Turcia. Marchează Sorina Târcă de la 7 metri. Șteriova va merge la Minaur Baia Mare începând din sezonul viitor. 31-25. Victorie a Coronei Brașov.
spuneam, Corona va fi antrenată începând din sezonul viitor de Ion Crăciun. Fost jucător la Constanța, atât la fost jucător la Hidrotehnica Constanța, a fost antrenor de asemenea la echipele din Constanța, masculină și feminină. Dar și selecționer, fost selecționer al Naționalei de Tineret a României. Oleu, ce aruncare! Aproape că a survolat. Mai avea puțin și ieșea din sală această voltă trimisă de Ana Maria Mârcă Olariu. Bineînțeles că a trecut peste poartă, nu mult. Interesantă traiectoria oricum. Ce s-a mai întâmplat acum? 2 minute de eliminare pentru o schimbare greșită. Medvedova, jucătoarea eliminată, călcat în teren. Acum nu știu ce să zic. Sigur că dacă s-a dat într-o parte, trebuie să se dea și în partea cealaltă. Dar cu o distanță atât de mică între bancă și teren, parcă n-aș da toate aceste schimbări, care nu schimbă cu nimic până la urmă datele problemei. Să vedem dacă este jucătoarea eliminată, Medvedova. Nu este ea. Se duce în poartă. O altă jucătoare a fost eliminată. Dublă superioritate pentru Corona Brașov, care are și atacul din cauza greșelii de mai devreme făcute la banca Dunării Brăila. Târcă Tiron, o pasă greșită foarte puternică. 2 minute și jumătate. Nimic de reparat, nimic de întors de data asta, chiar dacă Dunărea de fiecare dată a reușit să revină după ce a fost condusă. Ultima oară, ultima desprindere a fost cu noroc pentru echipa lui Dobrescu. Craiu intră pe teren, mai rămâne o singură jucătoare eliminată. Time-out pe care îl cere Dobrescu. Nu știu dacă mai era cazul să-și folosească time-out-ul. Meciul este deja câștigat. Aceasta este galeria Dunării Brăila. Nu contenește să-și susțină favoritele. Meci bun făcut de echipa antrenată de Dragoș Dobrescu. Inexplicabile pe undeva înfrângerile de la Galați, de exemplu, 14 la 15. Și mă mai uit pe parcursul Corona. Frângere pe teren propriu cu Slatina, 27-30. O frângere în deplasare cu Universitatea Cluj, 31-32. Înfrângere la Galați. Dublă înfrângere cu Măgura Cisnădie. Da, câteva rezultate greu de explicat. Altfel, astăzi un meci convingător. Aruncare de la 9 metri pentru Brăila. Intrăm în ultimul minut al meciului. Faultată Craiu. Axinte, Șteriova,
Axinte. Axinte. Șteriova. Țeții. Aruncă și înscrie. Atenție, atenție, atenție. Se accidentează, din păcate, Alina Țeții. Of, încăzătură. N-avea nevoie de așa ceva. Of. A urlat Alina Țeții, din păcate, în atunci când a căzut, s-a accidentat. E o accidentare gravă suferită de Alina Țeții. Doamne ferește, să nu fie vreo ruptură de ligamente, deși arată extrem de rău această accidentare suferită în ultimul minut, în ultimul minut, când jocul era decis. Calmat acolo de fosta sa colegă de la Brăila, Bianca Tiron, acum adversară. A amuțit și sala din Brăila. Cât ghinion, cât ghinion. Să sperăm să dea Domnul să nu fie o accidentare gravă. Deși el acum a urlat Alina Țeții Vutu. E posibil să fie. Plâng și jucătoarele Dunării Brăila. A fost ridicată. Poate că s-a speriat mai mult de aceea acea reacție. Eu tot sper să nu fie ceva grav. Este în picioare în acest moment. Nu va călca pe piciorul unde s-a accidentat. Ai, la mână. La mână totuși este. A, și la mână și la picior am văzut că îi se dădea, dar bravo, ei părăsește pe picioare. Măcar să fie ceva trecător foarte repede, să-și revină rapid Alina Țeții. A fost eliminată Daria Bucur, sigur n-a avut nicio intenție tânăra jucătoare să o accidenteze pe Țeții. Tot sper să fi țipat așa cum s-a auzit din cauza durerii și a fricii de o accidentare gravă. Păcat de această accidentare din finalul unui meci frumos. Ciuciulete, Tiron încearcă angajarea pentru Ciuciulete. Atenție, atenție, atenție. Ce Dumnezeu se întâmplă acum? Suferă Bianca Tiron, a primit o palmă peste figură de la Șteriova. Și când joacă cu frică. Of, Doamne, of, Doamne, i s-a făcut, cred că și-a înghițit limba Bianca Tiron. Ce minut de coșmar la Brăila. Ce minut de coșmar la Brăila. Două accidentări foarte grave. Să sperăm că își va reveni Bianca Tiron. Tocmai ea care o consola pe Alina Țeții mai devreme la accidentarea extremei de la Brăila. Este conștientă, cel puțin așa am văzut pe cadrul de mai devreme, Bianca Tiron. Ce minut de coșmar, incredibil. Mai sunt 40 de secunde, măcar să se termine odată meciul.
să nu mai avem parte de astfel de momente groaznice pe terenul de handbal. Își revine până la urmă Tiron. Aici primește o palmă în figură și apoi nu știu ce s-a întâmplat. Eliminată Șteriova, evident, nici ea n-a avut intenția de a o lovi pe Bianca Tiron. Dar exact ceasul rău, oriunde ai pune mâna sau piciorul, acolo îți lovește o adversară. Nu mai are rost să se joace acest final de meci. Altfel decis de mult, după o evoluție foarte bună pentru Corona Brașov. Într-adevăr, aleg jucătoarele să paseze de alatul, ceea ce este foarte bine. Încă 20 de secunde, aruncă de la mare distanță Laura Kiper. Pasă greșită. Gol marcat de Chiricuță. Nici nu mai are rost. 32-26 până la urmă. Acesta va fi rezultatul final. Noi am avut-o în imagine pe Bianca Tiron, care din fericire, nu, iată acum pe Bianca Tiron, încă primește îngrijiri medicale. 32-26, un meci care se termină cu victoria Coronei Brașov. S-au felicitat cei doi antrenori. Este în regulă Bianca Tiron, se ridică, are ochiul umflat, dar să sperăm că își va reveni foarte repede, că nu este ceva grav, așa cum sperăm să nu fie grav pentru Alina Țeții Vâtu. Aceasta a fost partida. Corona învinge deplasare 32-26. Eu sunt Severin Călinescu. Rămâneți pe canalele DigiSport. La revedere!